facem să vedem. Sara, ești gata? Ia mă duc până la Sara sus prima dată. Ia să vedem. Ce face Sara? Aoleu, ce-i? Ce faci, iubita, ești gata? Trebuie să fac sprânceană. Nu-ți faci acum nicio sprânceană. Hai să mergem să facem dressing-ul. Hai. Sara trebuie să-și facă sprâncenele. Și-am urcat până sus. Nu pot să cred. Mami, dacă o lăs, lași gunoiul. Dar nu e la cum. Cum nu-ți cine Florin l-a strâns? Da? Da? Oh. Păi cum a venit Florin să strângă ție gunoi? Da. Oh, groaznic. Aoleu, ce-i pe aici? Ia să punem și noi astea tot la spălat. Sara! Aoleu, ce nașpa este. Hai să facem curățenie în primul la Florin. Da, da, să mă uit și eu. Și umerașe. Tu, Sara, ai destule umerașe? Da. Da, nu mai trebuie. Mă gândeam să-ți mai dau una alta pe aici, dacă ai nevoie de ceva, că cam aiurea. Adică, prea multe chestii. Uite ce am eu pe aici. Tot felul. Uite încă unul. Nu-ți plac astea? Nu. Dar ți-ai pus vreunul? Ia să vedem. Nu. Pune și tu unul. Eu cred că stă frumos. Nu! Pentru mine. Nu! Dacă mă iubești. Eu m-am apucat încet, încet să văd ceea ce nu mai port. Și a venit și Sara și am început să ne certăm, propriu zis, pe faptul că ea nu vrea să facă proba unei căciulițe. Nu! Uite, mi-am pus eu. Nu! Te rog! Nu vreau! Pentru mine! Nu vreau! Uite și ce frumos o să fii! Uite ce frumoasă ești! Un minut! Numai eu mă uit, fără cameră! Fără cameră! Ia să văd! Nu, gata cu spatele, hai! Cu spatele! Ia să te văd! Doamne, ce frumoasă ești! Ești foarte frumoasă, hai să le arătăm și lor! Stă foarte bine că ai foarte bine stătat! Moțul e la fel ca și părul tău, culoarea! Asta am zis și eu că aveam! Astea, le vrei? Nu m-am lăsat până nu i-am pus cu forța căciulița în cap Sarei. Îmi venea să o pun și în cap la doamna Mariana, dar m-am gândit că e cu mască, e cu chestii de astea și ce frumoase sunt, mie-mi plac. Haide așa. Astea. Le vrei? Ce sale? Ce contează? Vrei? Da. Nu, eu perche de mănuși. Nu. Nici chiar, așa. Bag acolo unde am curulele. Hai să vedem ce mai e pe aici. Să-mi spuneți și mie ce să... Păi la Florin acolo, la asta. Să punem, uitați, sunt tricouri aici, așa, dar văd că nu sunt puse bine. Asta, de exemplu, e pusă aiurea. Mariana mea nu mai știa de unde să se apuce. Bineînțeles, i-am spus să se ocupe de partea lui Florin, că era dezordine acolo. Jale, nu dezordine. Așa, trei aranjată. Da, nu știu cine a pus-o așa. Așa. Că nu se șifona emblema. Dar i-a pus-o cu emblema, mai emblema. Tot tricou șifonat, dar emblema e neșifonată. Așa, și le punem... Așa, unele lângă altele. Uite, asta nu e bine. Asta e pus prost. Și ăsta, nu știu cu cine le-a făcut așa prost. Așa. Ia să mai văd ce mai e pe aici. Ce să stici? Pantalon de training. Cred că vin la spălat și bluză. Da. Ce-o căut aici? Pantalon de training. Pijamale. Sara? Du-te și pune-i sub pernă la Florin pijamale astea. Nu știu ce căut aici. Dar de ce trebuie să faci acum la Florin? Nu poți să faci după. Păi dar... Uite, i-arăt la doamna Mariana cum să îi le pună la Florin ca să facem noi... Ce e asta? Un sac Chanel. Nici nu știu ce căut aici. La Florin. Chiar nu înțeleg. Sara, să mă aduci și mie, te rog mult de tot... un pahar de apă. Deci, doamne, cum își aruncă omul ăsta hainele? Deci eu nu înțeleg.
Astăzi, haine de sport. Ce caut aici, nu știu. La el e ca la... Turnul Babel. Da, e iurea. Deci are un dulap pentru sport. Eu nu înțeleg de ce nu le pune. Mulțumesc. Tu știi unde e dulapul Florin de sport? E acolo la mine în cameră. Ia să vedem. Aici. A, nu e așa de curățenie la mine în cameră, dar în fine, multe cabluri. Uitați aici. Are Florin clare peste grămadă, toate. Vai, și la mine ce jale e. Acum am văzut. Bluze de training. Sara și-a făcut treaba cu mine, nu eu cu Sara, că a adunat de la mine tot felul de hăinuțe, care nu că nu le purtam, dar de ce să nu fie și fetița mea cel mai bine îmbrăcată? Mami, tu știi unde sunt hainele mele de sport? Hainele mele de munte. Hai să-ți mai dau să mai împui pentru munte niște chestii. Șepcuțe vrei? Stai încet. Unde e aia? Unde e albă? Cealaltă. Asta. Și... Nu vrei? Nu. Uite ce prostie am găsit aici. Florin înainte să-și facă botox. Botox? Vrei să deșepi și nu le vrei, nu? Poză cu Florin. Ce caut aici poză? Stai să o punem la el. Ce-l trebuie mie? Poză aici. Uite alți pantaloni. Deci nu pot să cred. Ce-i la Florin? Doamne, dar ce-a fi cu ăla acolo? Se ducea pe de-ascuns așa. Da. La table, la astea. Nu știu ce caut aici. Nu, că a picat și un căluț. Să-l punem și pe ăla. Doamne. Ce mai e? Ia să vedem. În afară de gențile alea, că alea nu ți le dau momentan. Ia să vedem. Ce să-ți mai dau? Ce? Arată-mi. Și nu alea cele mai scumpe ale lui, ce abia mi l-am luat. Vezi și tu din cele mai... Locul lui pe unde cred este? Cred că trebuie să-l duceți până jos în living, că acolo mai avem jocuri. Nu se pune. Ăsta de ce le... Ăsta-l vrei? De ce? Că e cu purcel? Ia. Păi da, ți-e mic ăsta. Ce mic. Simplu, ți-e mic. Ba nu, ba, da. E larg. E mic, nu e larg. Nu, ăla nu. Nu. Ia să vedem. Dar asta nu ți-e, ți-e mic, ți-e mic. Nu, 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 ți-e larg. Nu ți-e larg. Na, hai, ține-l. Dar parcă ți-am mai dat și... Asta ce? Mi-a răsfrut. Asta l-ai văzut? Nu. Nu, așa. Și asta l-a tăbine. Asta? Da. Ia. Da, o să fie mic la gât. Cam fix la gât. Uite ce cât mai am. Ce-o fi cu asta? Astea-s de ale mele. Asta la ce ne-i place zice, nu știu. Ce ne-i place, nu știu ce-s cu asta. Văd. Dar nu ți-a rece cu piciorușele goale? Ia uite că-ți mai am ceva. A, de ce-i murdar ăsta? A, și-ai purtat-o? Nu. Nu vezi. Da, dar trebuie sutien. Eu port sutien. Ia. Bine, dar mă mai dai și mie, n-am purtat-o niciodată. Da. Ia să vedem ce avem aici. Hai, full de bluze. Am training-urile din aici. Ăsta. La chestii de vară. Nu știu ce caut aici. Hai, țin minte că aveam și eu găsta. Ce? Ai, unde ți-e? Ce nu-l porți? Unde se port? Acum? Nu știu. Mai am ceva. Am multe chestii, dar nu știu dacă îți plac. Dar e mic. Nu? De când eram foarte slabă. Și mai am... Dar e transparent. Uite, ăsta. L-ai văzut pe ăsta?
Îl vrei? Da. Îl ai folosit sau nu? Da. Sigur? Jur, dacă nu-l folosești, ți-l iau înapoi. Pe cuvântul meu. Știi ce ți-a făcut doamna Mariana? Ciorba, de, ciorba la grec. A, păi și tu n-au observat nicio reacție. Că e ciorba ta preferată. Dar oare asta ce caută aici? Mame. Asta la baie. Pune la baia lângă pasta de dinți al Florin. Hai să vedem. Hai să vedem ce facem pe aici. Ce mai vrea Sara? Și la pantofi trebuie să aranjăm. Uitați că la Florin e ca mizerie. La el e mai mizerie ca la mine. Când sunt toate aruncate. Aici, dacă vreți să scoateți toate astea, să vedem ce este. Ia să vedem. Dar cum și le punem asta?